Cum am scris și în ziarul de astăzi, a fost probabil cel mai șocant moment din viața mea de jurnalist să văd un crainic de sală, un coleg de breazlă fugărit și lovit de către un spectator. Așa ceva este inadmisibil și cred că trebuie luate măsurile de rigoare. L-am văzut acolo pe colegul nostru cum se ferea din calea acelui suportor al echipei Sepsi Sfântul Gheorghe, apoi au sărit în ajutorul lui spectatorii sau membrii galeriei Comandul Dracula, au intrat și cei de la Sepsi pe teren, era o nebunie totală, a intervenit energic team managerul celor de la CSM Târgoviște, domnul Marius Dobă. Glumim puțin, i-am spus și domnului, n-am avut asemenea sprint de când evolua ca jucător de basket, dar nu e de glumă, pentru că ce s-a întâmplat acolo este inadmisibil, iar, în opinia mea, principalul vinovat este acel om, acel individ, acel suporter de la Sfântul Gheorghe, pentru că în niciun caz nu avea ce să caute acolo și nu se justifică niciun fel gestul acestuia de a pătrunde pe parchet cu intenția de a-l lovi și a-l fugări pe colegul nostru de breazlă și crainicul sării Ionuț Marin. Cei de la Sepsi susțin că au fost provocații. Vom încerca să luăm anumite opinii și din partea adversarilor CSM-ului de sâmbătă, dar una peste alta, o organizare modestă, slăbuță, acel suporter nu avea ce să caute acolo. Forțele de ordine, cine era, nu le mai dau acum numele să nu creadă că denigrez imaginea vreunei instituții, dar cordoanele acelea de ce erau ei polițiști, securiști, doamne, oameni ai de pază, paznici, ce erau pândari sau ce mai erau acolo, pentru că nu putem să-i numim oameni de ordine, nu aveau ce păzeau, practic. N-au nicio scuză că au permis acelui individ să pătrundă pe parchet, pentru că putea foarte bine să aibă în mână un cuțit, un pistol, o rangă, un alt obiect și să provoace vreo nenorocire. Sunt alături de colegul de breazlă Ionuț Marin în aceste momente, pentru că trebuie să existe această solidaritate și mai ales s-a creat, iată, un precedent periculos în care un jurnalist, până la urmă, un crainic de sală, un oficial de meci, ajunge într-o situație, nu mai spun umilitoare, spun periculoasă, pentru că acesta este cuvântul potrivit. Vom discuta în această după-amiază cu doi reprezentanți ai Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. Team managerul echipei de basket, domnul Marius Dobă, este o premieră prezența dumnealui la Sport Show cu subsemnatul moderator. Domnul Dobă, vă mulțumesc că ați acceptat această invitație și pentru că este un moment greu și pentru dumneavoastră și pentru club și este foarte bine că ați venit să dezbatem acest subiect. Bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și telespectatorilor dumneavoastră și vă mulțumesc de invitație! La fel, prezent în studioul nostru este Mihai Roșu, ofițerul de presă al celor de la CSM Târgoviște, o poziție echilibrată și o voce care impune respect. Mihai, mi-asum ceea ce spun, mulțumesc, pentru că am simțit în mediile sportive care-i părerea despre tine. Îți mulțumesc că ai revenit la această emisiune. Și eu îți mulțumesc de fiecare dată, îmi face mare plăcere să vin la emisiunea ta. Să încep cu tine, Mihai, chiar dacă nu ai fost prezent la meciul de sâmbătă, grav, este foarte grav ce s-a întâmplat și până la urmă este bine că a ieșit doar așa. Ar fi putut să se ajungă la o nenorocire. Cu siguranță că exista riscul să se întâmple lucruri și mai grave. E regretabil că într-o sală de sport, la un meci de basket feminin, pentru că dacă ne-am fi referit la campionatul masculin din România, și Marius poate să confirme pentru că l-avem aici alături de noi, s-au întâmplat lucruri și mai grave, s-au bătut jucători între ei, spectatori și așa mai departe, antrenori de-a lungul timpului. Însă la Târgoviște n-au fost niciodată evenimente de genul ăsta. Și bine pentru noi este că n-au fost provocate de oamenii noștri, adică târgoviștenii sunt în continuare niște iubitori de basket pașnici care nu se lasă conduși de instincte și nu răspund provocărilor, că dacă oamenii de la Sfântul Gheorghe spun că au fost provocați să facă lucruri de genul ăsta, fiți convinși că de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei,
și târgoviștenii au fost provocați în sala din Sfântul Gheorghe și n-au intrat pe teren să bată crainic, să bată antrenor, să bată jucători și așa mai departe. Oamenii și-au văzut în continuare treaba lor, au încurajat, s-au comportat, din punctul meu de vedere, civilizat în sala din Sfântul Gheorghe. Au cântat, au făcut exact ce trebuie să facă fanii. Niciodată, indiferent de situație, indiferent de cât de mult au fost provocați, n-au luat decizia de a intra pe teren și a-și face singur dreptate sau de a refula în vreun fel, agresând persoane care se aflau acolo. Chiar am discutat înainte de a intra în platou, cum ar fi procedat-o dacă era în locul colegului Ionuț Marin? E greu să te pui în locul unui om care e atacat. Nu știu, probabil că fiecare om reacționează în funcție de caracterul pe care îl are fiecare. Nu cred că m-aș fi dus spre el să-l lovesc. M-aș fi apărat probabil dacă m-ar fi lovit, așa cum înțeleg că s-a întâmplat și cu Ionuț Marin. Chiar nu-mi dau seama. Riscurile erau foarte mari. Nu știi ce, știi, există expresia aia. Nu știi ce se întâmplă peste câteva secunde. N-are sens să faci planuri peste de ani de zile de acum încolo. Exact cum spuneai tu, putea să aibă altceva la îndemână și să se fi întâmplat un lucru mult mai grav și atunci, indiferent de reacția pe care o ar fi avut-o eu, nu, sau ar fi avut-o eu, sau ar fi avut-o tu sau Marius, lucrurile să fi luat o altă turnură mult mai gravă. Din punctul meu de vedere, altceva voiam să vă spun, oamenii de la Sfântul Gheorghe de multe ori au încercat să ne predea nouă lecții oamenilor din regat, în speță spectatorilor de la Târgoviște, de niște lecții de cum trebuie să se comporte suporterii. Dacă ăsta e comportament civilizat venind într-o zonă despre care ei spun că este mult, mult mai elevată decât regatul, atunci înseamnă că avem o problemă. Ei nu pot fi un exemplu în momentul ăsta pentru niciun suporter din țară. Nu poți să faci așa, să te duci într-o sală străină și să intri și să ataci un om care își făcea treaba acolo, prezenta echipele și așa mai departe. Nu înțeleg ce provocă. Adică nu știu, o fi fost provocări, dar până una alta nu există nicio dovadă că... Eu nu am văzut. Eu personal nu am văzut fi provocat că ar fi provocat cu semne obscene. Așa, mai degrabă îl cred pe Ionuț Marin că e al nostru, de aici, decât pe ei. Pentru că am văzut de ce sunt ei în stare. Domnule Dobă, ce să mai am văzut? Ionuț... Probabil nu și-a mai dat seama, săracul, eu chiar îl cred, a fost lovit. Deci da, s-a văzut clar când a fost lovit și de acel. Și eu am văzut același lucru, tocmai lucrul ăsta m-a făcut să sprintez, așa cum ai zis și tu, puțin mai tare. Dar nu erai tu un mare alergător, nu când jucai basket. Tu jucai din valoare. Nu, serios, știi ce vreau, am văzut imagini, am văzut fotografiile. Ce vreau să vă rog este să nu... Să nu încercăm să găsim acum un vinovat, și anume firma de pază sau jandarme. Deci, din punctul meu de vedere, cred că și-au făcut treaba exact așa cum a trebuit, cum a fost planul de acțiune. Să nu uităm faptul că și pe stadioane... Și justifică prezența acelui spectator asta, pe... Tocmai asta vreau. Parchet. Să nu uităm că și pe stadioane, da, unde sunt nu... 2, 3, unde sunt zeci, sute de stewards și de oameni de la pază, de la ordine și pază. Și totuși se întâmplă chestii de genul ăsta. Tot reușește un spectator, un suporter să ajungă pe teren și așa mai departe. Tot se întâmplă să se întâmple cât un incident de genul ăsta. Da? Deci, nu cred că este normal la un eveniment de genul ăsta, da, să aducem omul de la pază și suporterul. Omul de la pază și suporterul. Nu este normal. Deci acolo, eu am văzut cu ochii mei că îmi permit să vă spun, pentru că am văzut absolut toată faza. Deci, într-adevăr, suporterii de la Sfântul Gheorghe, la decizia mea, ca și organizator, a fost să li se dea drumul în sală după intonarea imnului României. De ce? Pentru că de fiecare dată, la intonarea imnului, suporterii de la Sfântul Gheorghe tot timpul s-au întors cu spatele, au făcut semne obscene, făceau gălăgie. Nu mi-a plăcut niciodată atitudinea lor. Și în afară de asta, ultimele două meciuri pe care le-am desfășurat la Sfântul Gheorghe, ei au procedat în același fel. Suporterii târgovișteni au avut acces în sală după intonarea imnului.
Deci nici măcar nu ne-au lăsat suporterii să se bucure de a cânta imnul României. Trebuia să le răspundeți cu aceeași monedă. Nu a fost ca o răzbunare, nu a fost ca o ambiție, încă o dată. Dacă vroiam să-mi fac orgolii și ambiții, vă arăt un gen de hârtie care mi-a fost trimisă. Ar fi bine da? Să și vă dovedesc că nu a fost o chestie de orgoliu. Deci a fost o... a fost un gest din partea mea pentru care am vrut ca imnul României să fie cântat și să fim toți bucuroși și mândri că, să știți că suntem în România în și suporterii noștri târgovișteni să se bucure de acest eveniment. Să știți că mai erau suporteri ai lui Sepsi în sală înainte, în afara celor din care erau în afara sălii, care s-au ridicat în picioare, au aplaudat la imnul României. Asta spun că i-am văzut cu ochii mei. Deci eu vă spun ce văd cu ochii mei de fiecare dată. Nu vreau să condamn pe nimeni, nu vreau să. Eu vă spun de ce văd de fiecare dată. Deci nu că nu știu, mi se furnică pielea când aud imnul României, că e la un meci de basket, că e la un meci de fotbal, că asta, să învățăm să fim uniți, să învățăm să... Nu știu, eu unul iubesc România, da? Nu pot să văd când cei din staful de la Sfântul Gheorghe stau cu mâinile la spate, cu un picior așa, își dau ochii peste cap și suporteri la fel. E imnul României, ok, ești bun, fair play, mă bați pe teren, 20 de puncte, am recunoscut, da, au echipă bună, când au avut-o, au și acum, nu-i niciun fel de problemă, jucăm pe teren. Dar nu-ți bate joc de anumite lucruri, care trebuie cu toții să le respectăm. Trebuie cu toții să ne respectăm. Haide să vă mai spun un aspect. Târgoviștea la basket feminin, de 20 de ani, este sus, la cel mai înalt nivel, da? În fiecare sezon am avut cel puțin o echipă, dacă nu două, cu care ne-am războit, între ghilimele, pe teren, unde am avut tot felul de comentarii, de gesturi de puțin mai, în limita fair play-ului și între spectatori. Niciodată nu s-a. Am fost cu ICIM și Rapidul când a avut echipă, Sportul Studențesc, Clujul, a ieșit datea ori campioană. Între suporteri nu a existat absolut nimic. E, Sfântul Gheorghe, de 4-5 ani de când s-au inventat acolo în fenomenul ăsta, au avut divă cu Alba Iulia, cu Aradu, cu noi. Dar hai să ne punem un semn de întrebare. De ce Sfântul Gheorghe are cu toată lumea și Târgoviștea numai cu Sfântul Gheorghe? De ce? Hai să ne punem și semnul ăsta de întrebare, nu? Haideți să-l întrebăm păi și pe... întrebați și pe cei de la Alba Iulia, au aceleași probleme. De la Sfântul Gheorghe. Vă rog să-l contactați pe domnul Ișvan Ruș, managerul celor de la Sfântul Gheorghe, să eu nu stau de vorbă cu omul ăla. Stau eu de vorbă. Eu nu știu cine, nu știu cine, nu cunosc. Uitați să vă arăt pe domnul. Cine e? Uitați adresa trimisă. Cine e? Ăsta. Dumnealui e, nu? Cu stimă. Da, Ruși. Deci asta e adresa oficială trimisă. Nu, deci nu mă băgați. El n-a avut bunul simț să vină să întindă mâna acum normal, la meci. E normal să-i ascultăm un punct de vedere. Dacă tot se spun niște lucruri despre Sepsi, despre echipa din... Și când a fost el în direct, mie nu mi-a cerut părerea. Cerem părerea acum la toți. Păi, cine e? Cine e? Uitați dumneavoastră aici, cine e domnul? Cine e domnul din hârtia asta? Cine e domnul din hârtia asta? Că nu-mi dau seama. Ce reprezintă el? Reprezenta, vă informăm că la meciul CSM Târgoviște Sepsi SIC în sala sportului Târgoviște la orele 19:15, echipa Sepsi SIC va fi instruită aproximativ 50 de suporteri. Au fost 40, au numărate. Conform regulamentului, vă rugăm să luați măsură pentru desfășurarea meciului. Sfântul Gheorghe, Custine, Rușiți, Vanuși, de nume, nu dă semnătură. Ce solicitat? Și ce a solicitat? Doar a informat. M-a informat că e însoțit. Știi ce se întâmplă? Domnul Costin, puteți să nu ne permiteți accesul sau? Bravo, ăsta era orgoliu și ambiții. Dacă... Am zis că nu avem nevoie de așa ceva, dacă meciul se desfășoară. Și au venit oamenii aia până la Târgoviște. Au venit, a zis că era dar nu vii ca să faci chestii. Și au faptul că n-au avut acces. Și în condițiile în care, vă dau cuvântul meu de onoare, ultimele 10 meciuri care le-au jucat Sfântul Gheorghe la Târgoviște, da? Eu personal m-am dus la persoana asta și l-am rugat, te rog frumos, fă-mi și mie o hârtie. Deci ultimele hârtii, îmi pare rău că uite, alea nu le-am... Ultimele hârtii le-a făcut în momentul în care era la Târgoviște, da? Le făcea scrise în recepție la Valahia sau la Dâmbovița, unde stăteau, la rugămintea mea. Bă, spune-mi și mie numărul de suporteri și îmi ce solicit. Îmi spunea pe telefon, da, zic, alo, colegul sau că nu mai știu, nu știu cine. Nu știu, zi tu, Mihai, că eu n-am ochelare. Așa, băiatul ăsta. Păi de ce? Păi cum adică? Păi spune-mi și mie, o ștampilă, o semnătură, cine ești? Corect, director sportiv, instructor, femeie de servicii? Corect, foarte corect, ce nu apare pe această fișă nimic. Deci eu puteam să iau în seamă hârtia asta?
Puteați să o luați. Dacă n-ați fi luat-o, deci asta este nu vă hârtia... putea reproșa nimeni nimic. Asta este adresa corect. Oficială, da? Mai nu departe. Există o parafă, mai nu departe. Există o semnătură. El tot timpul a zis, domne, am sunat la jandarmerie, am informat, e treaba lor. Ok, sunt de acord, trebuie să faci și treaba asta. Tot cu hârtie, tot cu asta. Nu știu, acum nu mă bag, dar în condiții normale, jandarmeria trebuia să le ceară și un tabel. Eu de fiecare dată merg cu lucrurile astea. Și într-o sală unde ne înțelegem bine și peste tot, la Arad, la Alba Iulia, eu am făcut. Frumos, fac hârtie, ștampilă, semnătură și specific și ce solicit. Numărul de locuri, unde aveți grijă, cum să se desfășoare. Ionuțe sau toboșarul sau cine se ocupă de grup. Da? Făceți-mi, vă rog frumos, un tabel. Îl venim, îl verificăm, îi întrebăm pe lume, îl dăm la jandarmerie, ăsta e tabelul, semnăm, ne-o asumăm. Ne-o asumăm. Păi, despre ce vorbim aici? Deci v-am demonstrat că nu a fost chestie de orgoliu. Faptul că i-am lăsat să intre în sală după im. Haideți să ascultăm puțin ce spune și dumnealui. Bună ziua, domnul Ișvan. Alo, bună ziua. Nu ne auzim, spuneți-ne, vă rugăm, dacă dumnealui este pe fir, nu e pe fir. Alo, bună ziua. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Ișvan Ruș, da? Da. Costin Mihai, sunt eu, moderator emisiunii Sport Show, columna TV Târgoviște, în studio domnul Marius Dobotin, managerul echipei CSM Târgoviște și ofițerul de presă al clubului, domnul Mihai Roșoiu. Urmăriți emisiunea cumva pe internet? Nu, din păcate, acum nu am posibilitatea să o urmăresc. Domnule Ișvan, am văzut acea solicitare expediată de dumneavoastră către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște privind prezența suporterilor și, într-adevăr, pe aia nu există o parafă a clubului, nu există o semnătură a dumneavoastră, nu se precizează funcția. În mod normal, cred că toate acestea ar fi trebuit făcute corespunzător. Acum nu vreau să intru în detalii în acest sens. Eu am anunțat acum că este sau nu este ștampila nici mai este valabil, în fine. Am anunțat, deci știau despre acest lucru, dacă nu ne așteptau. Domnul Ruș, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, aveți idee de ce a pătruns acel spectator pe parchet? Să alerge craienicul sălii? Nu știu, în primul rând îmi pare nespus de rău ceea ce s-a întâmplat în sala sporturilor din Târgoviște. Nu știam despre acest lucru, nu vroiam să se întâmple acest lucru și nici nu-mi place deloc să se întâmple asemenea evenimente în jurul indiferent a cărui sport și oriunde se joacă acest... Bun, deci condamnați gestul suporterului de la Sebi, venit de la Sfântul Gheorghe. Absolut condamn, dar în același timp trebuie să menționez și faptul că nici gestul făcut de Crainicul Sălii, care după mine ar trebui să fie într-un fel un oficial al clubului, sau măcar totuși face parte din acel staff care... Ce gest a făcut care... domnul Ișvan? Despre ce gest este vorba? Spuneți dumneavoastră, ce gest a făcut? Să spun că sunt mulți spectatori și copii, nu vreau să spun, dar sunt gesturi obscene. L-ați văzut dumneavoastră arătând semne obscene în direcția galeriei sau a oficialilor de la secții? Absolut. Deci nu am niciun fel de dubiu în acest sens și presupun că pentru acesta a intrat acel suporter ca să o alunge, pentru că, în primul rând, eu nu cred că a fost o lovire sau mai multe loviri, nu a fost o bătaie, cum au scris în mai multe ziare, clar, a fost o îmbrânceală și aici, indiferent ce relație avem sau nu avem, trebuie să felicit pe domnul Dobă, a revenit prompt. Aici trebuie să spun că este și din negligența ori poliției locale, ori nu știu cine a fost de pază, așa mi-amintesc, poliția locală, cei care ar fi trebuit să interzică, în primul rând, să intre pe teren,
ar fi trebuit să stea acolo la acea mică intrare și n-ar fi trebuit să lasă să intre pe teren. În rest, cred că toată lumea și-a făcut treaba, dar oricum acest gest nu a fost frumos din partea acestui, care conform articolului 4 oricum aș fi primit interdicție de a intra în evenimente sportive și amendare respectivă. Două secunde, Mihai. Domnul Rușitație mi-a trimis un mesaj cranicul sării Ionuț Marino, o să luăm și el prin telefon, spune cum vorbește de semnă o scenă dacă ăla abia intrase în sală de 10 secunde. Adică Ionuț cranicul sării susține că acel spectator intrase doar de 10 secunde în sală și nu avea cum să vadă semnă o scenă de la... La intrare a suporterilor din Sfântul Gheorghe, domnul Ionuț Marin s-a întors către spectatori și în acest timp și-a arătat acest semn obscen, care sper să se vadă și aici rog și oricum mi s-a cerut și de la federație și o să fie de văzut pe înregistrările video și pe imaginile foto. Ce a există asemenea înregistrări video sau imagini foto? Eu nu am văzut camere de filmat în acel moment. Care nu filmează acolo. Sunt camere la sală, domnul... Domnul Rus, aveam și o întrebare la dumneavoastră apropo de incidentele astea pe care le regretați. Mihai Roșoiu mă numesc. Vreodată în sala Cati Sabo din Sfântul Gheorghe s-a strigat țiganii referitor la galeria și la suporterii echipei din Târgoviște? Acum... Vă întreb doar dumneavoastră să spuneți da sau nu. Deci nu știu dacă trebuie să luăm în acest sens, că nu pot să o controlez pe toți suporterii care intră în sală. Nu vă întreb dacă ați auzit vreodată. Sfântul Gheorghe. Acum putem lua ce s-a strigat la Târgoviște, ce s-a strigat la Sfântul Gheorghe. Să zic așa și în acest sens, un fel de reciprocitate. Nu, v-am întrebat dacă există, dacă ați auzit vreodată strigatul. Da, ok, bun. Nu știu ce s-a strigat în sala polivalentă, probabil că au fost sloganuri de-astea pe care dumneavoastră le considerați, nu știu cum, rasiste, habar n-am, dar nu cred că sunt rasiste. Atâta vreme cât dumneavoastră jucați în campionatul României, da. Sunteți Sepsis Sfântul Gheorghe, sunteți da. O echipă din România. Deci nu trebuie să vă simțiți dumneavoastră vizați dacă cumva s-au strigat niște lucruri pe care dumneavoastră le condamnați. Asta mă gândeam. De să condamn sau nu condamn e de părerea mea ce condamn eu și ce nu condamn. Corect. Ce se poate și ce nu se poate, asta este reglementat prin lege și prin decrete. Că eu m-am născut ungur sau m-am născut în Sfântul Gheorghe, în Ținutul Secuiesc, nu ține de acel lucru ce se strigă. Corect. Și ce nu se strigă. Corect. Sau corect. Dacă joc în campionatul României. Corect. Sau nu joc în campionatul. Domnul României. Domnul Ișvar, corect, așa mai este. Spuneți, suporterii de la Sepsi au mai reclamat un fapt, dar înainte să vă întreb ce au reclamat, vreau să vă întreb pe noastră. Este normal ca spectatorii celor de la Sepsi să arboreze steagul secuiesc? Nu mai zic să cânte imnul, că până la urmă au acest drept să cânte imnul, n-ai ce să le faci. Dar să arboreze steagul secuiesc într-un spațiu sportiv este normal? Dar spuneți-mi de ce n-ar fi normal. Păi eu știu că doar steagul tricolor poate fi afișat, arborat. Steagul tricolor este arborat tot timpul pentru că așa ni se cere de la federație și este reglementat prin DGOC. Așa se vă cere de la federație. Nu faceți din convingere, domnul Rus, înțeleg. Nu, dar vi se pare normal ca să... Nu, eu v-am întrebat. Vi se pare normal să fie arborat steagul secuiesc de către suporterii lui Sepsi? Dar nu văd este nu. Bun. Dumneavoastră ați văzut iarăși o sesizare că Ionuț Marin Crainicu Sălii ar fi călcat în picioare steagul secuiesc? Da. Eu n-am văzut asta, deși n-am fost la meci și probabil că mai întreb 20 care n-au văzut. În momentul în care spunem niște lucruri, domnul Ișvan, pe părerea mea, umilă, nu spun că e corectă, trebuie să aveți și niște dovezi, trebuie să aveți niște imagini, trebuie să aveți ceva aici, care să... Aici nu neapărat pot să spun că domnul Ionuț Marin căcat, dar după cum mi s-a părut și dânsul a fost în acel grup care s-a și filmat. Deci aici pot să spun că toate imaginile și toate
Fotografiile au fost luate de pe site-ul Comando Dracula, unde s-a văzut acest lucru foarte clar. Domnul Ișvan, vă mai întreb un singur lucru, pe urmă să intrăm într-o pauză de publicitate. Vreau să-mi spuneți despre acel meci de supercupă dintre dumneavoastră și CSM Târgoviște. Acolo care ați avut niște nemulțumiri, credeți că trebuia să joace sau ce s-a întâmplat acolo? În opinia dumneavoastră. Deci aici nu mai știu. Deci federația a decis că nu se joacă, să nu se joace supercupa. Eu nu mai am ce să discut. Eu am pus o întrebare la federația, am întrebat de mai multe ori de ce se joacă, de ce nu se joacă. Într-un timp, Târgoviște a fost de acord să se joace pe Paște, după aia au revenit la acea decizie că noi nu am răspuns să se joace pe data de 21 sau 22 și cu acest am fost de acord. După aia au revenit că nu au destule jucătoare legitimate. Aici nu pot să spun că e din vina cui sau a cui nu e, dar totuși dacă în acea zi deja echipa din Târgoviște a jucat meciuri amicale împotriva echipei din Galați, atunci presupun că s-ar fi putut să se joace și Supercupa României. Dar nu e nicio problemă, dacă nu se joacă, se joacă, e decizia federației, deci ce să mai comentez. Nu are dreptate, mi-a zis Marius Dou mai devreme, meciurile amicale trebuie să, adică pot fi jucate și fără jucătoare legitimate, nu-ți cere nimeni la meci amical să-i arăți legitimațiile de jucătoarelor că sunt ale tale. Deci are foarte dreptate, are dreptate, numai că în acel timp mi s-a zis că nu au o echipă cu care să joace. Deci dacă nu au echipă, indiferent fost legitimat sau nu fost legitimat, dar cum a putut să joace la gala? Acum, asta e. Am înțeles. Domnul Ișvan Ruș, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și să uitați, eu vă propun ca la meciurile următoare dintre Sepsi și CSM Târgoviște, nu știu, aș vrea să fie așa, o prietenie, să fie pace, să intre echipele, să se respectă, să nu zic să se mai pupe acolo spectatori între ei și oficiali, că poate cer prea mult, dar un pic mai mult respect și un pic mai multă înțelegere de ambele părți, și de partea noastră și de partea lui Marius Dobă și a celor de la CSM Târgoviște. Eu cred că se de asta, Costin, avem aici niște imagini pe care mi le-a trimis un domn chiar acum, în momentul ăsta, cu cine către cine arată semne obscene. Și sunt niște filmări făcute chiar de cineva, în momentul în care, aici e galeria noastră, dar o să vezi filmulețul și poate putem să-l și-l arătăm, în care oamenii din galeria celor de la Sfântul Gheorghe nu că fac semne obscene, e puțin spus, adică sunt la un moment dat nu mai au control. Uite, să și vede pe momentul în care o să dăm filmul. Asta la Sfântul Gheorghe. Da. Și voiam să îi mai spun ceva domnului Ișvan Rus, că, pentru că știu că a făcut de multe ori referire la chestia asta. Vorbeam mai devreme. Domnule Rus, venind dintr-o parte a României în care dumneavoastră spune și nu doar dumneavoastră, multă lume spune că acolo lumea e un pic mai civilizată decât în Regat. Ce părere aveți dumneavoastră că noi regățenii ăștia, care nu suntem atât de bine crescuți ca ardelenii, din categorie din care faceți noastră parte, n-am intrat niciodată pe teren să batem un oficial al clubului din Sfântul Gheorghe acolo în sala Cati Sabo, care de altfel este foarte, foarte frumoasă și de fiecare dată să știți că eu vin cu plăcere pentru că îmi place atmosfera, îmi plac suporterii cum încurajează această echipă, să știți. Asta e o chestie pe care vi-o dezvălui în premieră. Deci absolut. Aici presupun că aveți perfectă dreptate, deși nu văd imaginea respectivă despre care vorbiți, dar cum am zis și mai devreme, este vorba într-un fel despre o reciprocitate. Nici eu nu pot să controlez 100% suporterii mei, cum nici domnul Marius Dobă nu poate să controleze suporterii dânșilor. În acest sens, cred că peste tot, indiferent dacă o echipă are 10 suporteri, dintre acei 10, probabil că unul este mai altfel decât ceilalți. Aici presupun că e o nedreptate în defavoarea sau favoarea tuturor. Mie nu-mi plac aceste gesturi, cu asta am început și cu asta vreau să și termin. Absolut nu sunt acel gen de om care să facă sau care să permită aceste lucruri. O să avem și noi o ședință cu suporterii, dar în primul rând aici nu neapărat
de suporte vreau să mă leg, nici de al celor de la Târgoviște, nici de a celor de la Sfântul Gheorghe, ci despre acel crainic care, din păcate, este un oficial și care, din păcate, de mai multe ori, și nu numai în acest meci, a cam depășit limitele și a fost anunțat de mai multe ori comisarul Federației în acest sens, din care articolul 10.32 pe litera B spune exact din regio ce se întâmplă. Acum, ce a fost trecut pe foaia comisarului sau ce nu a fost trecut, eu nu știu, nici nu vreau să știu, dar noi am anunțat acest lucru de foarte multe ori la Târgoviște. Bun, vă mulțumesc mult, domnul Ișvan Ruș, pentru intervenție și rămâne rugămintea ca la următoarele meciuri să fie mai puțină dușmănie și, de ce nu, chiar o relație amicală, numai de bine. Haideți să luăm o pauză publicitară foarte scurtă, pentru că avem de dezbătut foarte mult în această emisiune și mai avem și telefoane pe care trebuie să le preluăm. Publicitate. Drumurile modernizate duc la bunăstarea socială și economică a unei comunități. Rezolvarea problemelor din infrastructura rutieră a constituit o prioritate pentru administrația publică a comunei Braniștea, care a realizat prin intermediul asociației Grupul de Acțiune Locală TITU, un proiect prin care au fost modernizate străzile comunale în satele Braniștea și Dâmbovicioara, pe o lungime totală de 2,5 km. Locuitorii acestor sate beneficiază acum de străzi asfaltate și marcate corespunzător. Tot prin asociația Grupul de Acțiune Locală TITU, Primăria Comunei Braniștea a reușit și dotarea cu utilaje moderne și performante a Serviciului Comunitar de Utilități Publice pentru realizarea lucrărilor de gospodărire comunală, întreținere, reparații și dezăpezire a drumurilor comunale. Investițiile au depășit valoarea de 300.000 de euro. Totul a fost posibil prin asociația GAL TITU, al cărei rol principal a fost implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului său, format din 6 comune: Braniștea, Corbii Mari, Costești din Vale, Odobești, Poiana, Potlogi și orașul TITU. În perioada 2013-2015, prin GAL TITU au fost contractate 35 de proiecte de investiții publice și private, în valoare de aproximativ 2,54 de milioane de euro. Rata de contractare a fondurilor europene aflate la dispoziția sa fiind de 99,73%. 16 dintre proiectele de investiții promovate de administrațiile publice au vizat în principal modernizări de drumuri comunale și sătești, dar și amenajări de parcuri și dotări cu utilaje. Alte 21 de investiții private, promovate de 14 tineri fermieri și 4 tineri întreprinzători de pe întreg teritoriul GAL, au contribuit la modernizarea fermelor agricole și la creșterea și dezvoltarea de activități productive și de servicii. Sign for You. Personalizează-ți afacerea. Vino la Sign for You pentru printuri pe autocolant, banner, mesh sau PVC, inscripționări sau litere, casete volumetrice din PVC, stiplex, dibond, polistiren, neoane sau LED-uri. Sign for You colantează parțial sau integral autovehicule sau aplică folie carbon și folie autogeamuri autorizată RAR. Ne găsiți lângă Biserica Sârbilor din Târgoviște sau la telefon 0729 091533 sau 0726 709071. Sign for You. We sign the future. Aria.ro sprijină afacerea dumneavoastră prin servicii de calitate, precum servere dedicate cu trafic nelimitat și cea mai bună conexiune la numai 40 de euro pe lună. Vizitați pagina noastră aria.ro pentru mai multe detalii. SC Hybrid SRL vine în sprijinul agricultorilor printr-o gamă largă de produse necesare în acest domeniu. Vă așteptăm la magazinele din Târgoviște de pe Calea Ploiești, numărul 19 și numărul 14, sau pe Bulevardul Independenței vis-a-vis de Piața 1 Mai, dar și la sediul din Băleni, de pe strada București-Târgoviște, numărul 309, unde este disponibilă o gamă foarte largă de produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte, semințe profesionale de legume și flori, utilaje și motounelte agricole, stil și Honda. Oferim asistență și consultanță pentru toate produsele comercializate în magazine. Și nu uitați, agricultorii pricepuți vin la Hybrid. SC Hiperici Farm vă stă la dispoziție cu toată gama de medicamente. Atenție! Medicamente gratuite și compensate, produse naturiste, discounturi atractive și promoții tentante acum în toate farmaciile Hiperici, cu sediul la Balaban, Chindia, strada Tudor Vladimirescu, lângă spital și non-stop în spatele primăriei Târgoviște. Pentru produsele naturiste vă adresați la punctele de lucru din cadrul magazinului Muntenia și în noul supermarket din Micro 6. Nu uitați, cele mai bune prețuri numai la Hiperici Farm!
Daniela, de preferi mătasea, bumbacul sau dantela, ori de piesurile sau corsetul, o pijama confortabilă sau un baby doll. În Târgoviște ai acum magazinul de lenjerie intimă Daniela, unde găsești noile colecții de la Piera, Triumph, Livia Corsetti sau Fiore. Ne găsești pe strada Colonel Băltărețu, numărul 2, în spatele rectoratului sau pe Facebook Magazin Lenjerie Intimă. Daniela, eleganța începe cu lingeria intimă pe care o porți. Am revenit în direct la Sport Show cu team managerul Marius Dobă și ofițerul de presă al CSM Târgoviște Mihai Roșoiu. L-am avut și pe aici Marius, managerul celor de la Sepsi Sfântul Gheorghe. Domnule Dobă... De unde știți dumneavoastră că e manager? De unde știți că este manager? Zice eu. Chiar dacă nu apare acolo în documentul ăla, este managerul clubului, clar. Nu. Asta aici nu e niciun dubiu că e managerul clubului. Da, dubii sunt referitoare la persoana care a expediat aia, că poate să expedieze orice particular. N-ați vrut să intrați în dialog cu... Nu intru, atâta timp cât el intră la mine în sală și nici măcar nu întinde mâna și nu salută nici înainte, nici după meci, ce să fac? Și înainte și după meci era în avantaj, înainte că nu începuse meci și a sfârșit că a câștigat. Trebuia să vină să cum să stau de vorbă cu... Eu n-am văzut acele gesturi despre care spune dumnealui și nu vreau să cred că s-au petrecut. Dar mă repet, am spus înaintea emisiunii, dar să presupunem că omul ăla are dreptate de la Sepsi. Atunci e foarte grav. Cum. Eu am încredere atunci în Ionuț. Eu nu cred că Ionuț a făcut... Nici eu nu cred, dar nici n-aș vrea să cred că s-a petrecut așa ceva. Eu te întreb altceva, Costin Pătina, apropo de gravitatea acestui, să presupus, că nu poate fi dovedit, cu siguranță nu va fi dovedit și exact cum zice și voi, nu sunt convins că a făcut chestia asta Ionuț Marin. Dar tu ai văzut în sala din Sfântul Gheorghe că acel crainic vorbește numai în ungurește, apropo de chestia asta, și incită, și nu știm dacă e, de fapt nu știm dacă e incită, că nu înțelegem absolut nimic. Eu am fost la meciul la Sfântul Gheorghe de două ori, trebuie să spun că... Jos pălăria, de modul în care se creează așa atmosfera în jurul meciului, extraordinară. Da, jos pălăria acolo. Eu am fost primit respectuos. Dar fiecare, nu, n-am avut probleme. Am spus că jurnalism a introdus acolo. Am fost la meciul la Sfântul Gheorghe la fotbal, am fost la Zagon, am fost la Popăuț, am fost avut evenimente în care am părăsit, am avut momente în care am părăsit sala din Sfântul Gheorghe și mi-aduc aminte, cred că nu cu foarte mult, 5 sau 6 ani în urmă, sub protecția scutierilor. Știu. Scuipați, înjurați, făcuți țigani. Mi-a povestit astăzi, îmi povesteau cineva care a participat la acele meciuri și spunea că foarte greu a plecat de acolo și spunea că la un moment dat au văzut în grupul celor de la Sfântul Gheorghe chiar și o sabie. Acum nu știu dacă nu știu e să adevărat. Vă spun, asta cu scutieri. Asta vă spun că din punctul meu de vedere exact ce zice Marius. Ei sunt oarecum în ghilimele recidiviști. Pentru că ei au mai creat scandaluri, au mai creat chestii de genul ăsta, au mai creat presiune. Exact ce spune Marius, bă, când tu nu te înțelegi cu Alba, tu nu te înțelegi cu Arad, tu nu te înțelegi cu Rapid, tu nu te înțelegi cu Târgoviște, tu nu te înțelegi cu Brașov, nu cred că e problema la celelalte echipe, problema e la tine. Mihai, să știi și Marius, să știți că eu am vrut să-l preiau în direct și pe acel suporter, să-i ascultăm poziția. Eu am vorbit cu el la pauza meciului. Am înțeles că și-a cerut și scuze. Și... Eu am vorbit cu el și la fel a spus atunci, domne, că arăta semne oficiene. Apoi am vorbit și cu liderul galeriei celor de la Sepsi. Eu am vrut să-l iau în direct pe suporter. Am înțeles că nu dorește să dialogueze și nici să comenteze. În schimb, a fost de acord să ne prezinte un punct de vedere și poate a văzut dumnealui mai multe. Poate ne confirmă dumnealui șeful galeriei de la Sepsi. Rog pe colegi să-l contacteze și pe... Păi ce facem acum toată lumea de la Sepsi? Nu, l-avem și pe Ionuț, am vorbit și cu Ionuț Marin. Am zis să-l ținem pe Ionuț, să-l păstrăm la final pentru a asculta părerile și părerile lor și pe urmă vorbim și cu Ionuț Marin în partea de final. Vă rog să-l contactați și pe șeful galeriei celor la Sepsi. Poate ne lămurește de ce a intrat omul ăla pe parchet, că noi tot nu le-am lămurit. Nu ne lămurește pe noi suporteri de la... S-a văzut clar și pe video, a văzut toată lumea și a văzut toată lumea ce s-a întâmplat. Deci acel suporter a intrat în sală, punct. Nu avea niciun drept. Nu dăm vina pe poliție, că stăm fiecare polițist cu suporterul și ala. Deci a făcut un gest
anormal acum, și la revedere. Ce mai stăm acum? Reprezentăm același club aici la la emisiune, nu pot să fiu pe aceeași poziție cu Marius dintr-un punct de vedere. Știi de ce? Pentru că, bun, că n-avea dreptul, asta e o certitudine. Dacă a pătruns, e o problemă. Da. Că vrem, stăm că acum nu vrem. Să analizăm. Păi, dar vreți să vă povestesc de fiecare dată când am fost la Sfântul, că, într-adevăr, mi-am apărat suporterii, mi-am apărat. Deci eu am văzut persoană de la jandarmi care, fără niciun fel de motiv, s-au luat de suporterii noștri de la Târgoviște. De ce stăm atasă? Păi da, i-au rugat suporterii noștri, duceți-ne la toaletă și a zis, duceți-vă și voi acolo după gard. Da? Deci jandarmii le-au spus clar, duceți-vă după gard. I-a luat, i-a pozat și le-a dat amendă. Corect. Păi eu vă spun ce am văzut eu cu ochii mei, nu trebuie să-mi povestească nimeni, păi despre asta vorbim. Nu? Păi eu vă spun cum au fost tratați suporterii noștri la Sfântul Gheorghe și eu n-am făcut niciodată, n-am făcut nici orgoliu, nici ambiție, i-am tratat normal, am avut o înțelegere cu persoana care... E chiar așa o tragedie, adică este ilegal în România să strigi într-un oraș din România, România? Haideți să-l ascultăm și pe șeful galeriei de la Sepsie, îl ascultăm să vedem ce spune, eventual după aia puteți să-i adresați întrebări, dar întâi să-l ascultăm să vedem ce are de transmis. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Costin Mihai, sunt în direct la Sport Show, alături de mine team managerul echipei CSM Târgoviște, domnul Marius Dobă, ofițerul de presă al celor CSM de la CSM Târgoviște, domnul Mihai Roșu. Sunt un pic în spate cu televizorul, deci s-ar putea să fie... Bună ziua! Am înțeles. Le dam Șandor, mă numesc. Da, puteți să dați puțin sonorul mai la calculator, bănuiesc că urmăriți emisiunea pe internet, nu? Alo, haideți să ne auzim la telefon. Lăsați... Mai dau niște numai la telefon putem să ne auzim că... Perfect, nu pe internet, că sunetul vine puțin mai târziu. Un pic nu e directul și... Haideți să ne ascultăm la... Haideți să ne ascultăm la telefon. Spuneți-ne și nouă, vă rugăm. Puteți să dați un pic mai tare partea de sonor către mine? Bun. Mă repet. Mă auziți? Deci, mă auziți? Da, bine, ok, bine. Bun. Vă întreb. Ok, spuneți. Dumneavoastră, cunoașteți de ce acel domn Zoltan Stoica, sper că am pronunțat corect, a pătruns pe parchet să-l alerge pe crainicul sălii? Deci astăzi am întrebat pe omulețul ca să nu vin nepregătiți aici la emisiunea dumneavoastră. În primul rând salut pe domnii care sunt alături de dumneavoastră și cei care ne ascultă și ne văd. Trebuie să vă zic că a rămas mâhnit de un comportament obscen, omulețul. Cred că și din partea că nu și-a înțeles în totalitate ce dorește acest speaker al sălii. Să prezintă formațiile, să asâțe la incidente, să arate gesturi obscene, deci nu și-a dat asta seama. S-ar putea că 10 minute, 10 secunde cât zice crainicul sălii, nu știu, era 10 secunde, însă era de ajuns și în 5 secunde să vezi gestul arătat. Nu vreau să zic, așa cum a zis și domnul Rus, nu vreau să zic nici a constat asta. Că s-ar putea că... Dumneavoastră ați văzut acel gest? N-am văzut, fiindcă eu eram în afară, deoarece eu totdeauna intru ultimul în sală, până nu intră toți de la noi, eu nu intru în sală, respectiv în momentul în care a început acest eveniment, zic eu, de la locul lui. Deci și eu sunt împotriva acestui eveniment, acestui gest. Eu am rămas afară, deci efectiv galeria a fost împărțită de cei de la ordine în două. Cei care au intrat și restul am rămas afară încă 10 minute. Deja meciul era început când am intrat în noi. Dar de ce, până la urmă, de ce a intrat pe parchet acel domn? De ce a intrat? Care a fost motivul? V-am explicat.
s-a văzut un gest ne la locul lui din partea speakerului care nu a avut ce să facă. Aș reveni un pic la niște idei care s-au mai înainte privind cu pistolul, cuțitul și așa mai departe. Deci, așa cum am fost noi verificați la tar, deci așa și cei suporteri târgoviștieni la intrare, deci ca să intri cu pistolul, astea sunt niște pagiversări care se aduc acum că s-ar putea să fie omorât pe cineva. Dar nu, se putea întâmpla, nu, se putea întâmpla. Deci așa am auzit. Se putea întâmpla. Da, așa e, domnul, nu știu cum vă cheam, așa este, nu trebuie să negați asta. Poate, într-adevăr, poți să fii controlat, dar nu o să te controleze, că e un control de ăsta sumar, așa. Deci dacă mă lăsați să vorbesc, mă lăsați, dacă nu discutați acolo, continuați discuțiile. Nu aud, deci închidem. Vă rog, spuneți, controlul e unul sumar, putea avea asupra dumnealui un obiect. Controlul a fost normal, trebuie să vă zic. Nu ne-a lăsat absolut niciun element în afară de megafon ca să introduce. Domnule, Cranicul Sării spunea că era, se cam clătina, era în stare de ebrietate acel coleg de galerie al dumneavoastră? Nu, deci omul a băut ceva. De fapt, doi inși a fost din galerie care era într-o stare. E o mare păcat, eu vă zic că nu despre asta trebuie să... A, deci omul consumase ceva alcool înainte să ajungă în sală, normal, nu? Normal că a consumat ceva și fizionomia lui așa arată, că așa arată omul. Deci dacă era în stare excesivă de ebrietate, sunt sigur că nu era lăsat să intre în sală. Mai încolo trebuie să vă zic că nu este normal. Deci și noi suntem împotriva acestui eveniment. Deci trebuie să lucrăm ca să nu se întâmplă. Așa cum nu era nici normal să intră 15 suporteri de la Comando Dracula în sală. Nu știu dacă ați observat. Câți au fost legitimați? Câți au fost chemați de jandarmerie să dea cu subsemnatul? Deci, astea sunt elemente care nu se zic. Nu, au sărit să-l apere pe Cranicul Sării. Serios acum, dacă au văzut că l-aleargă și-l lovește, au sărit. Așa mi s-a părut că au sărit să-l apere. Într-adevăr, au și lovit. L-au și lovit pe acel suport. De fapt, trebuie să vă zic un lucru. Suporterii noștri au intrat ca să ia pe omulețul, nu să intre în brânci cu suporterii Comando Dracula. Deci, asta este sigur și verificat de ei. Deci, nu era o bătaie. Vă întreb, vi se pare dureasă, vi se pare normal să arborați imnul secuiesc acolo la evenimentele sportive? Ce să arborăm? Steagul secuiesc, mă scuzați, steagul secuiesc. Da, deci și imnul arborăm dacă doriți dumneavoastră, este normal. Deci eu sunt cetățean român cu etnie secuiască. Ori vă place, ori nu vă place, asta sunt. Deci, dar pentru dumneavoastră, ce ziceți? Nu, alu, nu vă aud. Păi vă ascultăm, spuneți. Deci, pentru dumneavoastră este normal ca câțiva, așa zis, suporteri de foc să încace și să arde niște semne ale minorității naționale? Chiar dacă ele nu sunt... aici e corect ce spuneți, dar nu e normal. Cine a ars aceste... Nu știu dacă n-ați văzut acest gest. Da, mai uitați site-ul Facebook al Comando Dracula și veți vedea, imediat. Dar mai departe, pentru dumneavoastră, este normal ca 55 de persoane să fie ținut fără a face nevoile personale? Puteți să-mi răspundeți? Păi, domnul... Aici vă răspund eu, nu este adevărat. Ați avut acces la toaletă. Eu am organizat... Deci nu trebuie să mai intrați în discuție, domnule. Eu vă zic... Păi cum să nu intre? Dacă a fost cordon făcut până la toaletă... Era încuiată, eu vă zic. Păi vreți să-și întrebați să-și răspundeți, domnul... Dumneavoastră vreți să-și întrebați... Dar dumneavoastră știți ce au pățit suporterii târgoviștieni la Sfântul Gheorghe? Vă uitați că nu v-au lăsat cu ceva bețe și steaguri? Știți că jandarmii de la Sfântul Gheorghe le-au luat tricourile de pe ei? Știți treaba asta? Nu. La ultimul meci?
Ați uitat, ați uitat că la ultimele două meciuri suporterii de la Târgoviște au intrat în sală după cântarea imnului României? Eu am zis că l-am rugat pe domnul Nu, e normal, dumneavoastră a spus niște întrebări, nu e adevărat. Oamenii trebuie să răspundă și ei. Eu vreau discuție aici, nu. Dumneavoastră a spus niște întrebări, vă răspund oficialii clubului, e normal să vă răspundă. Discuțiile nu înseamnă dialog, nu monolog. Am o singură întrebare către dumneavoastră și... am o singură întrebare către dumneavoastră și foarte scurtă, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Dar sincer, dumneavoastră credeți că, sau agreați ideea asta de autonomie a ținutului Lisecuiesc? Nu are nicio relevanță Dar este relevant să se strigă peste fiecare meci la Târgoviște, apară cu ungurii din țară? Păi după ce ne faceți țigani și în toate felurile și la imnul României stați cu spatele și faceți tot felul de gesturi obscene, asta nu le puneți în calcul? Eu v-am văzut cu ochii mei și n-am ripostat niciodată. Inventați dumneavoastră. Sunt invenții de V-am respectat până la un moment dat. Când mi-am dat seama că nu vă pricepeți la basket și singurul scop pentru care veniți la evenimentele astea sportive este altul. Nici de cum că vă pricepeți la sportul respectiv. Și am terminat, am pus punct. Am crezut că vă pricepeți și că aveți de-a face cu fenomenul. E o întrebare simplă. Sunteți de acord cu autonomia ținutului Secuie sau nu sunteți? Agreați sau nu această idee? Sunt de acord, cum să nu să fiu? Sunteți de acord, da? Da, normal. Bun, vă mulțumesc. Să vă zic un lucru ca să știți. Domnul Dolăț, dacă purtăm discuție, știți, de vreo patru ani, idee, haideți că nu vă auzi. Da, spuneți. De vreo patru ani s-a făcut linia asta națională, ca să nu naționalistă. De ce? Pentru că v-am respectat. Știți că nu este normal ca noi, echipa adversă, să stăm să ascultăm imnul dumneavoastră? Știți lucrul ăsta? Nu ne obligă nimeni, niciun regulament, nicio lege. A fost chestie de respect. Să pui melodii patriotice. Da, puci. Nu există așa ceva. Și sala de la Sfântul Gheorghe, se pune imnul Secuiesc. Păi stați puțin, ce e interzis să pui... cântece patriotice în sală? Deja exagerați. Nu există niciun regulament, nicio lege, ce fel de... În România nu poți să pui melodii patriotice într-o sală de sport, că jucăm cu Sfântul Gheorghe, mai avem să ne ridicăm, să stăm în genunchi în fața noastră și eventual să vă întrebăm ce preferiți aveți. Mihai. S-a văzut clar în linia pe care doriți dumneavoastră să duceți. Vă respectăm. Nu vă place că vin aici câțiva derbedei din Sfântul Gheorghe. Dar nu sunteți derbedei. Culmea, am spus că îmi place acolo, în Sfântul Gheorghe, îmi place modul în care toată sala încurajează echipa asta. Pentru mine, până sâmbătă, erați un etalon despre ceea ce înseamnă să-ți încurajezi echipa și despre ceea ce înseamnă să creezi jurul echipei. Aveți cea mai puternică forță de grup ca și galerie din basket. Bun. Am înțeles. Îmi cer scuze, dar trebuie să încheiem emisiunea. Îi rog pe colegii să-l prea și pe colegul Ionuț Marin. L-a lăsat numărul de telefon. Nu mai e foarte mult din emisiune. Vă rog să-l prelua și pe Ionuț Marin. Asta ce spune domnul, mi se pare niște lucruri foarte grave. Adică cum să pui... Nu ce spune. Deci asta a spus omul ăsta care se ocupă de echipa din Sfântul Gheorghe, care zice domnul Costi Mihai că e manager. Deci asta a spus-o el. E manager. Nu fiind foaia, dar e managerul clubului. Eu că așa este. Păi, dar ce, n-ai voie să pui melodii? Unde și până unde? Deci asta a spus-o. Deci asta m-a întrebat persoana. E normal să pui muzică de asta? Eu sunt de acord. E o etnie, eu sunt secui, bun, sunt de acord. Dar întâi este cetățean al acestei țări. Al României. Și momentul în care să cântă o melodie patriotică, un cântec patriotic despre așa, care e jignirea la adresa cui? Păi ei reprezentau Ungaria sau joacă în campionat, sau joacă în România? Știu că a expirat timpul alocat emisiunii, dar vă rog să-l sunați pe Ionuț Marin, să-l ascultăm și pe el măcar două minute, este normal. Asta spun, nu se poate să te consideri jignit că în țara, că într-un oraș din România se pun niște melodii patriotice în care nu jură acele melodii, nu jură nimeni pe nimeni, nu spune despre, nu, nu se
face referire la vreo chestie de asta xenofobă, cum susținea domnul de aici, adică mersese în așa într-o latură în care nu îl depășea total. Ce treabă are, noi suntem români, spre exemplu, cu chestii de xenofobe. Ce, e vreo melodie xenofobă sau ceva de genul ăsta? Nu există așa ceva. Noi suntem români, să cântă peste tot. Nu știu ce melodii s-au cântat. Deșteaptă de români, să nu treceți batalioanele. Așa, și ce legătură are asta cu ținutul secuiesc? Deci mafia, nu. Dar ce legătură are asta cu ținutul secuiesc? Scrie ceva de secuime, înjură pe secui sau ceva? Eu îi respect pe cuvânt. Eu n-am nimic. Haide să-l ascultăm și pe Ionuț. Te salut, Ionuț. Cu Costire, salut. Salut, salut. Ionuț, bă, sunt convins că urmărit emisiunea, te ascultă. Am văzut emisiunea, am ascultat ce au vorbit oamenii doi, nu știu, nu s-a recomandat niciunul, cel puțin ăla din galerie, putea să fie oricine, hai să dăm cu nume, că mai suntem în presă și ar fi fost bine să se recomande sau să fie o burtiere să știm și noi cu cine discutăm. Ce să spun? Am crezut că a pus colegii burtiere. De obicei pun. Da, am crede, poate n-am văzut eu, de asta spun. În primul rând... Nu, probabil n-au pus, n-a fost nicio atenție. Vira, bun, nu asumăm. Am înțeles. În primul rând, se tot vorbește despre... Nu o să vă retim încă, știu că nu mai aveți timp. Se tot vorbește că nu știu ce aș fi făcut eu sau ce le-aș fi arătat. Hai să lămurim pe scurt niște lucruri. Ei au intrat în sală cu semne obscene, ei nu au fost în sală pentru că nu au ajuns în timp util la prezentarea echipelor, iar omul respectiv a ajuns aproape de mine pe parchetul sălii polivalente undeva la 10-15 secunde de la intrarea în sală, exclus ca eu să fi avut vreun contact anterior cu respectiva persoană, iar informațiile pe care vi le spun le am din surse de la firma de pază, de ce a venit blond, el nu a luat loc în tribună, a venit blond pe parchet. Confuzia generală pentru că lucrurile au fost premeditate și a venit cu un tricou gri, deci aparte decât restul galeriei și a venit cu un scop clar. Poate lumea nu știe și am văzut că nu ați detaliat astăzi, noi am vorbit în emisiunea mea de mai devreme, acest huligan i-a amenințat și jurat în repetate rânduri pe câțiva membri ai galeriei. I-am arătat mesajele lui Costin. Bun, există prin screen-uri. Lucrurile astea au început undeva la începutul septembrie. Eu nu știam cine, nu avem nicio treabă. Poate nici el nu știu cine sunt eu sau dacă sunt unul dintre cei pe care el i-a înșurat, nu știu ce urmărea. Deci, dar este evident că omul a căutat scandal și este clar că avea ceva cu cineva de la Târgoviște. Mie însă nu mi-a trimis niciun fel de mesaj pentru că n-aș fi invitat ca public sau să avertizez conducerea clubului din Sfântul Gheorghe despre aceste lucruri. Eu nu spun, poate tu nu ți-ai mai dat seama, dar crede-mă că am văzut că te-au lovit. Nu m-a lovit. Și Marius a văzut. Nici măcar nu dar nu mai important asta. Important e că s-a întâmplat un lucru regretabil și un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple vreodată venit în partea unei echipe care se tot dă aici sus și tare că ei sunt civilizați, ei vin într-o altă lume, că noi în regat suntem vai de mama noastră și ei sunt într-adevăr, civilizați. Nu, și eu dintr-un punct de vedere vreau să vă spun că mă felicit că nu am ripostat și reacționat și am preferat să evit. Poate n-a fost cel mai bărbătește. Însă hai să ne gândim ce ar fi spus dacă eu mă întorceam și intram într-un contact fizic și într-o altercație fizică cu omul ăla. Ajungeam să ne batem, ajungeam să ne facem de râs într-o sală ca sala lui Cetă de Târgoviște. M-a spus că te întrerup. Chiar dacă Marius probabil o să supere pe mine, eu rămân la ideea mea că nu ai fost securizat, n-ai fost apărat. Prea ușor a pătruns acel individ în starea de ebrietate, au recunoscut șeful galeriei, prea ușor a pătruns și a ajuns la tine. Știi ce se întâmplă? N-au fost niciodată, de când merg eu la meciul, de când era Livasul de 10-15 ani, n-au fost niciodată astfel de incidente. Cluburile din Târgoviște, vorbeam și cu Marius și cu Gabi Boriga și cu alți oameni care au făcut treabă bună în sportul dâmbovițean, cluburile astea n-au fost sancționate pentru capitolul organizare niciodată, nu s-a întâmplat nimic. Acum, știi cum era culmea să se aștepte cineva, că cineva din galeria lui Sepsi de 20-30-40 de persoane va încerca să facă mizeria asta, pentru că asta a fost un gest mișelesc. Bă, nu e că a vrut să mă lovească pe la toate pe mine sau pe vreun membru al galeriei, iar apoi să se retragă. Nu știu ce a fost în mintea lui, dar e un inconștient, un asemenea om, e clar că are probleme psihice. Și încă un aspect, tot vorbim de steagul secuiesc, de ținutul secuiesc, de niște lucruri. Păi oamenii ăștia încalcă legile țării cu bună știință. Nu există ținut secuiesc, nu există steag secuiesc, ci doar niște cartoane colorate cu bleu și cu galben, în mod normal. Cei care au fost acolo să asigure ordinea și paza, jandarmeria și poliția locală sau firma de pază, nu trebuia să le permită accesul cu acele coli cu bleu și cu galben. Pentru că și acolo a fost o inginerie, au venit cu ele strânse, le-au afișat toți și
Mai departe s-a văzut ce au făcut, ostentativ. Dar tot se vorbește de gesturi obscene, de incitare. Nimeni nu e capabil să spună cu ce și cum ar fi incitat Cainic cu sălii pe cineva. Sau am înțeles. Ionuț, îți mulțumesc pentru intervenția. A depășit cu mult timpul emisiunii, numai de bine. Mihai Roșoi a fost în această după amiază alături de noi. Marius Dobrin a mai apucat să vorbească în partea a doua a emisiunii. Eu sunt Costin Mihai. Ne revedem joi la o nouă ediție de la ora 22, meci FC Aninoasa cu FC Voluntar 2 în această seară. Numai de bine. La revedere. Acolo unde trecutul ne-a lăsat o moștenire culturală de neegalat, prezentul are datoria de a o pune în valoare. Comuna Potlogi, cu Palatul Brâncovenesc și fosta curte domnească, este una dintre localitățile dâmbovițene al cărei trecut istoric domină prezentul de astăzi și creionează un viitor luminos. Interesul tot mai mare pentru o zonă cu un real potențial turistic este susținut și de autoritățile locale, care vin cu proiecte menite să asigure dezvoltarea localității. Prin asociația Grupul de Acțiune Locală TITU, din care face parte Primăria Comunei Potlogi, a accesat fonduri europene de peste 220.000 de euro. Cu acești bani s-a realizat, pe de o parte, modernizarea peste 2,6 km de drumuri comunale în satul Românești și, pe de altă parte, dotarea cu utilaje moderne a serviciului public comunal nou înființat în scopul întreținerii drumurilor comunale și spațiilor verzi. În paralel cu investițiile publice, inițiativele private locale au găsit sprijin la Asociația Grupul de Acțiune Locală TITU. În satul Potlogi, un întreprinzător privat a reușit, tot cu banii europeni, înființarea unei fabrici de mase plastice dotată și utilată la cele mai înalte standarde, care oferă noi locuri de muncă locuitorilor. Pentru această investiție, beneficiarul a primit aproximativ 200.000 de euro. Totul a fost posibil prin asociația Galtitum, al cărei rol principal a fost implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului său, format din 6 comune, Braniștea, Corbi Mari, Costești din Vale, Odobești, Poiana, Potlogi și orașul Titu. În perioada 2013-2015, prin Galtitu, au fost contractate 35 de proiecte de investiții publice și private, în valoare de aproximativ 2,54 de milioane de euro, rata de contractare a fondurilor europene aflate la dispoziția sa fiind de 99,73%. 16 dintre proiectele de investiții promovate de administrație